Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți! În această înregistrare vom face o etalare pentru toți cei din zodia Balanță. Vă rog să țineți cont că poate nu toți vă veți regăsi în aceste mesaje. Luați din ele ce considerați sau simțiți că vă ajută și lăsați restul deoparte, alegând, poate, să ignorați acolo unde simțiți că nu vi se potrivește. Îmi extrage acum o carte care va reprezenta energia ta din acest moment, acum când urmărești acest videoclip. Vom extrage de aici trei cărți care îți vor oferi răspunsuri la trei întrebări legate de energiile lunii februarie pentru tine. Ce ar fi cel mai important pentru tine să știi legat de energiile lunii februarie? Ce vine către tine în iubire în luna februarie? Și ce vine către tine în carieră și bani în luna februarie? Vom extrage și de aici o carte. Un mesaj special al ghizilor tăi spirituali pentru tine. Poate un răspuns special la o întrebare care te frământă sau ceva care să te ajute. Acesta este energia ta în acest moment. Când urmărești acest videoclip, avem numărul 26. Energia ta în acest moment este una puțin nostalgică. Te gândești cu oarecare tristețe și privești așa în trecutul tău, la lucrurile pe care le-ai făcut de-a lungul timpului, la toate eforturile depuse de tine pentru ca totul să meargă bine sau cât mai multe lucruri să meargă bine în viața ta. Simt că ești o persoană care i-a ajutat mereu și îi ajută pe ceilalți, ai această înclinație deosebită de a-i pune pe ceilalți înaintea ta, de a te ocupa mai întâi de ceilalți și abia apoi de tine. De fapt, tu cumva, de-a lungul vieții tale, nici măcar nu ai prea fost doar pe planul 2, s-ar putea spune că ai fost pe planul foarte multe numere, să zicem 100, așa, metaforic vorbind. Întotdeauna te-ai pus pe tine și nevoile tale și dorințele tale, ai pus toate acestea pe ultimul loc, pe cel mai îndepărtat loc posibil, în prioritățile tale. Ceilalți, nevoile lor, dorințele lor, ce îi face pe ei mulțumiți și fericiți, au contat întotdeauna mai mult pentru tine și le-ai făcut să fie o prioritate. Însă tu acum, dragă persoană, indiferent că ești energie masculină sau feminină,
Dragă nativ din balanță, stai așa și te uiți, privești precum acest personaj din imagine, privești la tot ceea ce ai făcut tu pentru atât de multă lume în jurul tău, pentru atât de mult timp, de-a lungul vieții tale. Și știi ceva? Ești cumva la acea parte din viață când ai pus la o parte tot ceea ce te preocupa legat de ceilalți. Și toate eforturile tale de a satisface toate nevoile și dorințele celor din jurul tău, le-ai pus deoparte și te uiți așa în urmă că nu ai făcut toate acestea pentru cei din jurul tău, pentru a primi cine știe ce recompense, nu cu dorința de a primi recompense ai făcut, dar totuși te-ai așteptat și te-ai fi așteptat ca niște recompense să primești, măcar o stare de bine, măcar poate apreciere, ceva forme de recunoștință din partea celor din jur. Însă, din păcate, ai observat și observi din ce în ce mai mult în ultima perioadă că nu ai primit mai nimic din toate acestea. Nici măcar în cantități mai mici așa. Ba dimpotrivă, dacă ar fi să tragi linie și să faci balanța, tu cam ieși pe zero, ba poate chiar pe minus. În timp ce toți ceilalți din jurul tău, din partea ta, au ieșit pe plus. Așa că acum te îndrepți spre o schimbare. Te îndrepți spre a face lucrurile diferit în viața ta, atât de diferit încât s-ar putea spune că plănuiești o schimbare de 180 de grade. Să vedem care este un lucru important pentru tine să știi legat de energiile din luna februarie. Numărul 38 poate este important pentru tine, îți revelează ceva special. În luna februarie, dragă balanță, ți se transmite că faci foarte bine ceea ce faci, faptul că te-ai hotărât să schimbi puțin modul tău de a acționa, modul tău de a gândi, perspectiva din care privești lucrurile, acea perspectivă conform căreia îi puneai pe toți ceilalți înaintea ta și pe tine ultimul sau ultima, ghizii îți transmit că faci foarte bine, că te-ai hotărât să faci niște schimbări în acest aspect și că în luna februarie este timpul să fii fair, să fii just sau justă, tu cu tine însuți și cu energia pe care o folosești pentru tine și energia pe care o folosești pentru cei din jurul tău. Și să reechilibrezi balanța, pentru că într-adevăr, să reechilibrezi balanța, pentru că, într-adevăr, a fost pentru mult timp foarte dezechilibrată, astfel încât tu ai ajuns să simți deja că ești pe minus, nici măcar pe zero, ești chiar pe minus, iar ceilalți, toți din jurul tău, au avut de câștigat. Așa că balanța în ceea ce te privește
în ceea ce privește satisfacerea nevoilor tale și a dorințelor tale, a fost foarte dezechilibrată. Și te încurajează să reechilibrezi balanța. Ai luat o decizie foarte bună. Ce vine către tine în iubire și relații în februarie? Ai numărul 15 care te-ar putea ajuta. Ar putea chiar să reprezinte o dată, data de 15 februarie, o dată care ar putea fi semnificativă pentru tine. Ceva bun, ceva benefic, pozitiv, ceva care îți va oferi un sprijin. Simt, văd ceva care te va ajuta într-un mod sau altul. În jurul acelei date se va întâmpla ceva sau vei primi ceva sau se va face o schimbare, așa un switch, cum se zice, o declanșare de noi perspective și noi abilități, mi se spune, în interiorul tău, care te vor ajuta. Și pentru că vorbim de planul iubirii și al relațiilor, este vorba de ceva benefic care îți vine ori din partea unui partener, al partenerului tău de romantic sau a partenerei, sau din partea unei rude apropiate sau a cuiva, poate un prieten sau o prietenă care un suflet de care te simți mai apropiat sau mai apropiată. Și cumva se va întări legătura dintre voi într-un mod benefic care te va ajuta pe tine foarte mult în următoarea perioadă. Este posibil să primești și un mesaj. Poate este un mesaj, mi se spune, pentru unele persoane veți primi un mesaj pe care îl așteptați, dar nu prea vă mai așteptați că e posibil să-l mai primiți din partea cuiva drag, dar îl veți primi. Iar pentru alte persoane mi se transmite că pur și simplu acest mesaj se poate referi la ceva nou, o relație nouă, ceva nou benefic care urmează să-ți apară, să apară în câmpul tău energetic, în planul emoțional, în planul iubirii și al relațiilor în februarie. Să vedem ce apare, ce vine către tine în planul carierei și banilor în februarie. Văd foarte multă lumină. Ia uite, numărul 4, ai aici numărul 4, numărul, cum îmi place mie să spun, numărul de îngeraș. Și chiar este și carte de îngeraș pentru că mesajul este higher power, o putere mai înaltă, puteri înalte, adică forța divină, protecția divină, prezența angelică. Și a nivelurilor înalte spirituale, din planul spiritual, din planul eteric, prezența lor în viața ta. Este un mesaj de bun augur. Mi se transmite că prin această carte vor să îngerii, arhanghelii, ființele de lumină care sunt în preajma ta și au auzit, mi se transmite, au auzit rugăciunile tale în acest aspect, aspectul banilor și al carierei, au auzit rugăciunile tale și chiar lucrează pentru tine și chiar vor să te ajute și te ajută. Așadar, chiar vei simți în februarie acest ajutor divin, această lumină strălucitoare și mi se transmite că vei simți acest ajutor divin în toate aspectele vieții tale, așa, la modul general în viața ta, dar mai ales în aspectul acesta care te preocupă. Mi se transmite că mulți dintre voi, cei din balanță,
Sunteți mai preocupați de aspectul carierei, aspectul banilor, finanțelor, chiar mai preocupați de acest aspect decât de aspectul iubirii. Parcă sunteți mai preocupați pentru că parcă este o îngrijorare mai mare aici, o preocupare. Starea lucrurilor nu este așa de bună în acest plan pentru voi, nici de cum așa cum este în iubire. Parcă în iubire nativii din balanță vă simțiți așa destul de bine, majoritatea dintre voi. Desigur, vor exista și excepții. Dar da, acest ajutor divin vă este trimis și aceasta dorește să fie o confirmare că îl aveți și că îl primiți constant și că în februarie veți și simți acest lucru. Dacă poate până acum l-ați primit, dar nu ați simțit, în februarie deja va fi atât de perceptibil pentru voi încât chiar îl veți vedea. Să vedem mesajul special al ghizilor tăi spirituali pentru tine, pentru luna februarie. Avem aici o secvență foarte puternică, o secvență de materializare, numărul 22. Este deja un mesaj de bun augur pentru tine și ți se recomandă, ghizii tăi spirituali te îndeamnă să te conectezi cu natura, cu tine însuți sau cu tine însăți mai mult, să stai așa într-o stare de, să cauți să stai într-o stare, dacă nu de meditație, măcar așa de contemplație, de vizualizare și de conectare cu lucrurile profunde sau aspectele mai înalte ale conștiinței tale și inclusiv te îndeamnă să te conectezi cu ei, cu ghizii tăi spirituali. Acesta este ca un fel de mesaj de rugăminte. Ei ți-au auzit rugămințile tale, rugăciunile tale și acum îți trimit și ei o rugăminte, o rugăciune. Te roagă să te conectezi cu ei. Își doresc foarte mult să comunice cu tine și știu că și tu îți dorești, însă ai cam pus ca întotdeauna în viața ta pe planul secundar nevoile tale și dorințele tale, aceste chemări interioare ale tale. Însă, pentru că și tu ai avut mereu această chemare interioară de a te conecta mai mult cu aceste părți superioare ale conștiinței, cum sunt ghizii tăi, arhanghelii care te ajută, îngerii tăi și chiar divinitatea însăși, Dumnezeu însuși, ai simțit acest lucru, dar ai pus așa, ai lăsat deoparte pentru că aveai alte preocupări, adică legate de ceilalți. Și acum ei te roagă să dai curs acestei chemări interioare a ta și vei simți așa, mi se transmite o stare extraordinar de benefică. Te va ajuta foarte mult, în foarte multe aspecte, această conectare, acest lucru, să te conectezi cu ghizii tăi. Chiar și doar intenția, să stabilești intenția de a face acest lucru. Poate nu, cum se zice, nu-ți va ieși din prima, dar nu vei simți că neapărat te-ai conectat, dar simplu fapt că îți propui să faci acest lucru, să dai curs acestei invitații, acestei rugăminți a ghizilor tăi, te va ajuta foarte mult. Haideți să vedem și o rună pe care ți-o trimit, dragă nativ din balanță, ți-o trimit ghizii tăi pentru a te ajuta. Să știi că îmi trimit două. Ai nevoie la dublu, de forță la dublu, da? Pentru că ți-ai folosit forțele prea mult, mi se spune. Ți-ai folosit prea mult forțele tale, energiile tale minunate, în folosul altora,
și de cele mai multe ori ele nici măcar nu au fost apreciate la valoarea lor. Așa că este cazul unei reechilibrări a balanței și ți se trimite mai un bonus de energie care să te ajute să reechilibrezi această balanță, și anume runa Gebo și runa Manas. Ok? Le vei avea și în descrierea videoclipului. Vei găsi acolo și semnificațiile lor. Runa Gebo este semnificația principală a acestei rune, este cadoul, un dar. Și mi se transmite că tu ai multe daruri divine pe care nu le-ai folosit sau le-ai folosit prea puțin. Și aici te îndeamnă să te duci cu gândul la ce ți-au spus mai devreme, te-au rugat să te conectezi cu ei. Ai acest dar și ai darul de a rămâne conectat și de a te conecta cu aceste părți superioare, invizibile, care te ajută, și ți se oferă această rună pentru a-ți da un plus de energie, plus de motivație de a face acest lucru, de a te conecta cu această higher power, da? Putere înaltă, divină. Iar runa Manas, semnificația ei principală este: ta-da! Ești gata? Balanța, adică echilibrul, dragă balanță, da? Ți se trimite o rună care să te ajute, acest simbol străvechi încărcat cu energia echilibrului, energia armoniei, pentru a te ajuta să restabilești echilibrul în viața ta. Să restabilești echilibrul în viața ta, un echilibru care pentru mult timp a fost pierdut, însă tu acum vei avea doar de câștigat restabilind această armonie, reînclinând balanța în favoarea ta. Cu aceasta, timpul dedicat etalării s-a încheiat și de aceea a sunat și timerul pus de mine, alarma pusă de mine, pentru a nu mă întinde prea mult. Însă, deși m-am întins puțin mai mult, mi-a făcut deosebită plăcere să înregistrez acest videoclip pentru tine și îmi doresc din tot sufletul ca aceste mesaje să te fie ajutat în moduri cât mai minunate, cu putință. Și dacă ți-a plăcut acest videoclip și ți-au plăcut mesajele primite, oferă un like, mă ajută foarte mult. Dacă nu te-ai abonat, abonează-te și aștept comentariile tale, în care să-mi povestești ce simți tu să povestești despre tine, ce simți că este ok, poate modul în care te-au ajutat aceste mesaje sau orice alte experiențe benefice ale tale. Îți doresc numai bine!